Din 1940 până în prezent, consumul de apă a crescut de 4 ori. România au nevoie de aproape 8 miliarde de litri de apă pe an. Un robinet stricat care picură pierde 17 litri de apă pe zi. Într-un an, cantitatea de apă risipită poate ajunge la 5.000 de litri. În plus, fiecare picătură de apă adaugă cifre în plus la factura de întreținere. Specialiștii spun că nu este suficient să eliminăm doar risipa care se produce din cauza defecțiunilor. Putem face mai mult de atât. Nu lăsați robinetul pornit atunci când vă spălați pe mâini. Un robinet care curge poate consuma până la 10 litri de apă pe minut. Închidem dacă nu folosim, până ne spălăm pe mâini, închidem robinetul, la duș la fel, la spălat pe dinți la fel. Ce e normal, ar trebui să facă toată lumea așa. Există și foarte multă risipă și de lăsare. Când faci duș, risipești de regulă, că trebuie să saponezi și după aceea să închizi dușul, nu să lași să curgă. Dacă lași să curgă continuu, atunci dai o risipă. Plouă puțin, resurse avem puține, nu numai apă, economisim tot, o să ajungem că economisim. Ziceau toți că piceau timpul Ceaușescu, el făceam economii la toate, dar o să facem din nou. Specialiștii nu recomandă să umplem cada cu apă de câte ori ne spălăm și să încercăm să limităm timpul petrecut la duș la cel mult 5 minute. Optați pentru un duș în loc să umpleți o cadă cu apă. O baie consumă de 3 ori mai multă apă decât un duș de 6 minute. Eu știu să o economisez din timpul lui Ceaușescu. Mă ud pe corp la duș și opresc. Mă spăl pe toate cele care durează un minut să te săpunesc, nu știu. Dau drumul la duș și mă clătesc. Vecinii mei fac 10 minute, i-am cronometrat. Curge apa 10 minute la duș. Iar eu mai mult de 2 minute nu. Iar vasele le săpunesc cu apa oprită și după aia dau drumul la apă și le clătesc imediat una după alta. Câștig timp. În plus, specialiștii recomandă să folosim o mașină de spălat vase dacă avem posibilitatea. Asta pentru că economisește mult mai multă apă decât spălarea vaselor cu mâna. Și mașina de spălat rufe este un consumator serios. Evitați să porniți mașina de spălat rufe până când cuba nu este complet plină cu haine. Astfel, reduceți consumul de apă. Peste 1 miliard de oameni din toată lumea nu au acces la apă potabilă sigură. Facturile la întreținere, în schimb, au crescut. O atitudine responsabilă vis-a-vis de un consum zilnic este necesară și ne-ar putea lăsa cu câțiva lei în plus în buzunare în fiecare lună.